acte, proiect de hotărâre privind modificarea atribuirii în folosința unor spații în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, Bulevardul Republicii, numărul 24. Cu 603, presupun, care a fost predat. Dacă sunt comentarii la acest punct, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate, mulțumesc foarte mult. Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru societatea Brazi Industrial Park S.A. Așa cum ați observat la diverse discuții referitoare la societatea Brazi, dacă doriți să facem discuțiile la acest punct, dacă și o singură rugăminte, s-a primit de către toată lumea acea informare cu privire la solicitările venite de la parcuri privind asistența juridică? Da? Bun. Nu, n-am primit decât de la Brazi. De la celelalte societăți cerem mai de mult și se pare că nu se dorește. S-au primit. S-au primit. Mulțumesc. S-au primit, domnul Neagă, credeți-mă, a semnat, a trecut personal și am văzut fiecare, inclusiv... Sunt pe mail, poate. Da, aici. Am înțeles, sunt pe mail. Mulțumesc. Dar cred că e lămuritor și eu cred că... La Hidro Bravo am înțeles că e vorba de fonduri europene, la... Dar am aprobat pe rând pe fiecare. Le-am aprobat pe rând pe fiecare. La Hidro, la Putei, la Autoroastră. Am înțeles. Bun. Cu privire la acest proiect, bugetul de venituri și cheltuieli. Vă rog, dacă sunt discuții, eu am invitat și conducerea parcului, că mi se pare normal să primiți explicațiile cuvenite. Membrii AGA sunt aici prezenți. Am pus și puncturi diverse pentru a discuta. Vă rog, dacă cine dorește, dacă nu sunt probleme, eu... Care este situația? Vă rog. Societății Ecoborg în relația cu Brazio, ținând cont că din 2015 au proces care se tot amână, se tot întinde, inclusiv acum în iunie 2020, aceeași problemă. Ne explic că eu n-am înțeles, am văzut acolo, știu cine este avocatul care se ocupă, cum se ocupă, nu știu ce rezultate are. Eu știu că societatea Brazi, asta știu eu, dar domnul director vă poate confirma, societatea Brazi Industrial Park a dat în judecată societatea pentru o datorie de 2,6 milioane lei. O notificare 30 de zile și astăzi am depus pentru cerere de evacuare. Vă dau numărul de dosar dacă doriți. Iar procesul din 2015, care este situația lui acum? Procesul din 2015, suntem în apel. În apel cu casa de avocatură din București. Așteptăm termen și clarificări. Deci am schimbat tot sistemul de juridic. Informarea care am primit-o era Zăhărăsescu. Nu. Noi, deci informarea care am primit-o ultima. Am înțeles, am înțeles. Toată informarea este bazată pe ceea ce societățile au trimis. Vă dați seama. Da. Asta a fost cererea de evacuare. Vă dau numărul de evacuare. Foarte bine. Noi trebuie să ne recuperăm banii pe trepat. Este cel mai important lucru din punctul meu de vedere. Dar, domnul director, explicați banii aceștia care sunt datori parcului industrial, de unde provin? Dacă aveți pe jumătate, nu? Da. În 2015, societatea Ecoborn a făcut, și cu societatea, prin domnul Codma, a făcut o convenție de eșalonare în luna februarie. Aș vrea să înțelegeți că e vorba de fostul director Marcian Cosma. Da. Să nu se înțeleagă altceva. Mi-ar plăcea să spuneți, conducerea
Din acea vreme a parcului, orice se poate interpreta. Da. Bun. În martie, în februarie 2015, s-a făcut o convenție de eșalonare. La acel moment, Ecobârn avea să ne dea nouă în jur de 11 miliarde în bani, de 1,1 milioane de lei. În aprilie, pentru aprilie s-au convenția s-a anulat și s-au făcut trei noi contracte, printre care un contract care l-am astăzi am făcut cerere de evacuare care a expirat la 1 aprilie 2020 și datorită stării de urgență nu a putut fi pus în executare. Acum suntem în stare de alertă și nu mai e cazul. Și s-au prelungit contractele pentru, nu știu, 49 de ani, până în 2060 sau ceva de genul ăsta. Cu o condiție. Practic, convenția de eșalonare trebuia să-și înceapă cursul cu prima plată în luna mai, s-a anulat acea convenție și a venit o nouă convenție cu prima eșalonare tot în luna mai, aproximativ cu aceea sumă. Dar avea prevăzut în convenția de eșalonare faptul că în momentul în care societatea Ecobârn, reprezentată la momentul acela prin domnul Șefănescu, nu își va plăti una din rate sau prima rată sau, mă rog, nu se va ține de convenție, să se dea în judecată societatea Ecobârn. Lucru inadmisibil, adică trebuia închis contractul pe loc, pentru că erau 11 miliarde de bani vechi. Și normal, ei n-au plătit. Nu ați răspuns la întrebarea domnului consilier, îmi cer scuze. Mă rog. Pentru ce datora acei bani? Așa erau a sunat întrebarea. Plăți, în general, cele mai mari datorii au fost pe consumul de gaze. Și acum sunt 800 și ceva de mii de lei. La un moment dat erau aproape de dobânzile și penalitățile. Da, și dobânzi de 900 și ceva de mii de lei. 926 sau ceva de mii de lei. Știm cu toții interesele în jurul Ecobor. Bun. Dar trebuie să obținem banii ăștia. Nu se poate așa ceva. Am înțeles. Se amână de 2015, se amână. Ce se așteaptă? Din ce înțeleg că este un dosar pe rol din 2015. Dar nu trebuie finalizat asistența juridică din partea noastră, din partea Consiliului Județean. Dar nu este tergiversat din punctul nostru de vedere. Nu e. Instanța. De când am venit de un an de zile, am făcut toate eforturile și chiar pot să susțin acest lucru, ca să putem să recuperăm acești bani. Faptul că la acest moment i-a făcut cerere de evacuare, pune ceva, că eu nu fac un fel de compromisuri din așa este. Da, da, să știți că cu evacuarea nu știu dacă se rezolvă ceva în sensul recuperării prejudiciului. Să mențin un contract dacă e închis de drept. Acest proces trebuie să duceți până la capăt, indiferent de presiunile care vor fi asupra dumneavoastră. Sunt presiuni. Doamne, ferește. Am înțeles. Vă rog, domnul Pătrașa. Domnul președinte, stimați colegi, aceste datorii de care vorbim noi ale domnului Șefărescu cu Ecobârn nu sunt cu mult înainte de 215. Acestea provin ultima oară nu din soldul care era, ci penalități și dobânzi la dobânzi. Și noi spunem că avem de casat de la Ecobârn și vai ce repede salvăm parcul Ploiești, care e falimentar total, dar nu spunem că avem sume să datorăm și noi, societății Veolia, pentru niște energie care ne-o vinde ca să alimentăm ceilalți clienți din parc și care nu-i dăm bani. Și care acum când stăm de vorbă e aproape 15 miliarde, 1.500.000, care ne va duce la pierzanie totală, că Veolia va executa pe... Eu înțeleg de la colegii mei de la patrimoniu și de la economii care au avizat acest proiect, da? Că din punct de vedere economic, dacă se recuperează sumele, se pot achita datoriile. Corect? Am greșit cu ceva, doamna Barbat? Așa este. Acum... Am înțeles. Părerea mea, și cu scuzele de rigoare, domnul Răducan, mereu v-am apreciat că ați fi un om rațional. Dați-mi voie să cred în continuare acest lucru. Afirmațiile dumneavoastră
cred că sunt subiective dintr-un singur motiv. Nu există nicio legătură între Consiliul Județean și vreun chiriaș. Nu există legătură decât o legătură între parcurile respective, da, parcurile respective și societăți. Pentru că ea o legătură contractuală. Este singura legătură care, bineînțeles, în orice situație, dar și orice contract, are niște clauze, niște penalități și, bineînțeles, dacă se ajunge, Doamne ferește, la o situație litigioasă, se rezolvă în instanță. Într-un an, 2, 3, 5, depinde de instanță, dacă vreți. Și dacă vă uitați cu atenție în istoricul acestui parc, din păcate, situațiile litigioase au fost pierdute, da, de către parc și au dus parcul în situația aceasta. Dacă vreți și dacă toți sunteți așa de drăguți să spuneți anumite lucruri, fără fundamentare, pot să vă spun și eu, când domnul Nae Alexandrie era director, da, îl cunoașteți, s-a pierdut o clădire în instanță și a trebuit să plătim și vreo 4 milioane de lei datorii. Pentru că acel investitor a câștigat în instanță ceva ce nu a executat. Dacă vă dați seama, ca să înțelegeți cum funcționează instanțele. Deci nu e bine să acuzați pe nedrept, că asta se poate întâmpla. Nu am acuzat Consiliul Județean. Am înțeles. Atunci îmi cer scuze. Problema se pune pe următor. Eu, sau mai bine zis, juridicul Consiliului Județean, trebuie să vadă pentru ce s-au dat banii acelor avocați ca să pierdă în instanță. Îmi cer scuze. Consiliul Județean nu poate interveni. Uitați, dacă vreți, avem juriști aici. Nu poate interveni peste un. Peste un dosar, odată. Doi. Fiecare societate funcționează după regulile pieții. Dacă mă credeți, sunt societăți pe care mi-aș dori să pot să le ajut financiar pentru a dezvolta noi segmente de business și nu ne dă voie legislația spunând că este consideră ajutor de stat. Nu avem voie să intervenim în viața lor. Din acest motiv avem 109 care reglementează foarte clar cum funcționează administrativ un parc și avem o supervizare din partea membrilor ARA, care membrii ARA în orice moment pot veni în cadrul Consiliului să informeze, să solicite și dacă doriți putem solicita bunurile pe care noi le-am pus la folosință aceste. Noi am constituit aceste parcuri cu bunurile Consiliului Județean. Dar nu este vorba. Ideea de bază pentru acest proiect este că datoriile pot fi acoperite dacă recuperăm sumele pe care nu doar acea societate, ci și alte societăți, din ce am înțeles eu, le vor plăti. Acum să fie cu iertare, dar depinde și ce asistență juridică și ce instanță va găsi să ne dea și actele, cum sunt întocmite, bineînțeles. Dar revenim la proiect și dacă vreți mai continuăm la punctul 26, discuții. Dacă cu privire la partea economică și la buget, mai aveți de adăugat ceva. Vă rog, domnul Bănică, în ce scuze nu am văzut până. La parc se vede o activitate dintr-un deficit de 2 milioane și ceva ajuns la 800 de mii. Asta înseamnă că reușește să facă ceva. Acum, sigur, problemele din instanțe nu mai depinde de ei. Rolul lor este să dea în judecată. Judecata este obligată. Și să-și apere corect șansele. Este un lucru foarte important. Să-și apere corect șansele, pentru că nu are avocat. Trebuia specificat. Revenind la această problemă, să știți că din puținele discuții, recunosc, pe care le-am avut cu domnul director, am înțeles că a redus foarte mult personalul și cheltuielile cu personalul. Știu că 4 sau 5 oameni din cei 20 pe care i-a dat. Cât mai aveți? 12. Toți oamenii sunt 12. Deci, în total, 12 oameni. Adică nu putem. Erau 24 acum 3 ani de zile, dacă nu mă înșel eu. Nici cu 2 oameni nu ar putea funcționa. Da? Dar oricum, s-au redus cheltuielile de aici și reducerea. Dar să știți, mare păcat de pierderea acelui proces. Eu personal nu pot să înțeleg cum am pierdut noi un proces unde aveam 100% dreptate.
Și... Da, nu comentează. Pentru acest proiect, dacă mai sunt comentarii, domnul... Să nu mai, ca să mai vreți la urmă la punctul respectiv, aș dori să fiu informat despre modul cum, de ce a ajuns amândoi directori să fie dați în judecată și Cosma, Marcean și Răducul dinaintea lui. Care sunt motivele? Că aici nu știu. Îmi cer scuze, vă rog, nu știam că au fost... care este în ultima, deci soluție definitivă și dânsa a zis că prin, mă rog, am vorbit la telefon și a zis că renunță la această sumă de 2000 de lei, deci asta a zis și domnul Cosma Marcean am cerut acceptul AGA, că așa e procedura chiar la ședința trecută, ca să putem să recuperăm o sumă provenită din aparatură, telefoane, ceva de genul ăsta constatată de camera de conturi. Gata, țin minte problema, urmarea măsurii... Raportul curții de conturi. Controlul curții de conturi. Am luat cunoștință de... Este alte probleme. Din punctul meu de vedere, la ce probleme sunt acum în societate, cred că acestea sunt cele mai mici. Mulțumesc, domnul Bănică, cred că ați primit răspuns. Dacă nu mai sunt alte comentarii, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. O abținere. Și o abținere și un vot. Deci un vot împotrivă și două abțineri. Mulțumesc foarte mult. Din 34, înțeleg că 31. 35, îmi cer scuze, 32 au fost pentru. O, un vot împotrivă și două abțineri. Mulțumesc. Nou, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a județului Prahova în calitate de membru al adunării regiunilor europene viticole, AREV. Cu această ocazie vreau să vă anunț că intenționăm să scoatem un nou album, Drumul Vinului. Să știți că s-au dezvoltat foarte mult, foarte multe crame pe Drumul Vinului. Au apărut și datorită fondurilor europene. În colaborare cu Camera de Comerț și Industrie vom realiza acest nou album. Sperăm să-l avem gata într-o lună de zile. Eu cred că este binevenit, mai ales în contextul actual, unde turiștii caută zone retrase și mai ales că zona aceasta, care înseamnă de plecând de la Urlați până la Vadul Săpat, și chiar mai jos, eu cred că va fi destul de atractivă. Cu privire la acest proiect, cotizația anuală în calitate de membru la AREV, dacă sunt comentarii, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pe aia? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Domnul Ainescu, sunteți cărcotați, să știți că vă citesc pe ochi. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Prahova. Vă rog, doamna Ioan. Pe luna iunie a fost organizat concurs de promovare în grad profesional. Doi angajați au promovat din inspector asistent în inspector principal și se impune aprobarea dumneavoastră de transformarea posturilor și un post vacant de referent de specialitate clasă 2, grad superior din structura arhitectului șef. Se vine cu o propunere de transformare în inspector grad profesional superior, clasă 1. Asta înseamnă nivel de studii universitare de licență. Pot să vă explic, stimați colegi, și această situație. Pe lângă acea promovare, acum două luni de zile am primit din partea unui angajat cerere de transfer către primăria municipiului Crăști. Și s-a transferat. Și doamna arhitect a spus, domne, nu prea ne vin oameni bine pregătiți, mai bine scădem un pic și acum cred că își dorește până la urmă un om bine pregătit și vrea să salte un pic nivelul, că până la urmă arhitectul șef are un rol important în județ. Dar uitați, se schimbă vremurile. Acum două luni de zile nu am fi găsit, bine, acum trei, aproape trei luni de zile, acum se pare că apar oameni
Și cred că doamna dorește foarte bine pregătit să fie omul și din acest motiv. Acestea sunt modificările la organigramă, două promovări și modificarea unui post vacant. Mulțumesc, doamna Ion. Dacă sunt comentarii, dacă nu vă spun la cine este pentru. Împotrivă, abțineri, unanimitate. Vă anunț că urmează un șir lung de modificări. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie. Domnul director este prezent. Ne poate spune dumneavoastră persoană. Este vorba despre faptul că nu a făcut și în mod firesc este necesar să încadrăm acum un asistent medical de radiologie. Pentru a nu afecta numărul de personal, am propus concomitent cu încadrarea, înființarea acestui post de asistent medical de radiologie imagistică, desființarea unui post similar, identic, într-un alt compartiment, este vorba despre spitalizarea de zi. Aceasta în ceea ce privește înființarea, desființarea postului de asistent medical. Cât privește celelalte patru posturi, unul de asistent medical și trei de personal auxiliar sanitar, aceștia au promovat examenul după perioada de stagiu, perioada de interimat și acum urmează în mod firesc să ocupe poziția de bază, nivelul de bază al funcției de, repet, asistent, respectiv infirmieră îngrijitoare. Dacă sunt întrebări pentru domnul manager, dacă nu, vă supun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. Proiectul numărul 12, proiect de hotărâre privind închiderea centrului de plasament Câmpina, instituție fără personalitate juridică aflată în subordinea DGASPC Prahova. Vă rog, domnul director. Știți, clasă și domnul deputat au fost mutat toți copiii de la centrul de plasament Câmpina, fiind unul dintre cele două centre care au fost închise, o să urmeze pe parcurs toate celelalte centre de copii. În paralel cu închiderea am avut o situație la Urlați cu unul din centrele mari de acolo și una dintre măsurile lăsate de control a fost desfințarea acestui centru, de fapt încadrarea lui la un număr de maxim 50 de beneficiari. De pentru care locația de la Câmpina unde a fost copii o să transformăm acum într-un centru pentru adulți cu dizabilități. Noi în ianuarie ne-am apucat să facem o igienizare a spațiilor, am pregătit tot acolo. Între timp a intervenit această pandemie, am sistat un pic... Pandemia, da. Am sistat un pic procedurile pentru avizare. A devenit un centru de triaj pentru adulți în această situație. Acum, ușor-ușor, am reluat activitatea, am obținut și avizul de la Ministerul Muncii pentru Înființarea acestui centru, de pentru care desfințăm centrul de copii efectiv și înființăm un alt centru de adulți care este la punctul următor. Este proiectul următor pe ordinea de zi. Și dacă îmi permiteți, celelalte proiecte care vor urma, de aprobarea organigramă și statul de funcții pentru toate celelalte structuri din subordinea DGASP și sunt oarecum legate de aceste proiecte, dintr-o parte din sala vieții care au lucrat la acest centru de copii. În această perioadă au fost detașați la alte centre să lucreze. Unii dintre ei și-au găsit locul la celelalte centre și vor rămâne acolo definitiv, de pentru care transformăm mai multe posturi la toate celelalte structuri, plus alte lucruri, promovări și celelalte centre să rămâne. O să ne explice doamna Ion, sunt sigur. Bun. Proiectul numărul 12, proiect privind închiderea centrului de plasament în Câmpina. Sunt comentarii, domnul director, cred că v-a explicat. Îl închidem ca centru de plasament fără personalitate juridică și îl deschidem ca centru de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, cu o capacitate de 50 de locuri. 42. Bun. Dar acum, cu privire la punctul numărul 12, vă rog, domnul Ducanicescu. Cele 51 de posturi s-au păstrat pentru viitorii
centru nou utilizat, care va avea un număr de 42 de locuri. Unele sunt deja ocupate, vor fi ocupate de salariați care au lucrat la copii. Care au fost în copii, și restul care sunt vacante, tot așa. Urmează alte centre să închide și prima variantă este să le oferim un loc unde nu deja. Am înțeles, mulțumesc pentru explicație. Bun. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate? Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Câmpina, instituție cu personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Toacului. Explicația ați înțeles, sunt sigur, ați înțeles că avem 42 de beneficiari maxim și 42 de oameni în organigramă propusă. Dacă nu sunt comentarii, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate? Mulțumesc! 14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu handicap Iliești Băicoi, instituție cu personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Toamă. Cine ne furnizează mai multe informații? Doamne, nu sau domnul director? Exact cum am prezentat și de anterior, în perioada asta am avut loc de tașări de la acest centru, la alte centre, fie de copii sau de adulți. Și salariții care au dorit să rămână pe locurile vacante de la aceste centre, a trebuit să transformăm posturile pentru ei, ca să putem să-i mutăm de timp să nu mai fie de tașări. În paralel, în această perioadă, am mai avut transformat de posturi ca urmare a promovărilor, și asta este procedura ca o dată la 6 luni să venim în fața dumneavoastră să aprobăm toate aceste transformări de posturi. Eu înțeleg, dar pentru acest centru în special, da? Pentru că avem, nu putem așa, le aprobăm pe toate la pachet, dar pentru acest centru, despre ce modificări este vorba? Cum a explicat doamna Ion, scrie în sunt raport. Sunt variate, dar sunt foarte multe și nu am vrut să le știu pe toate seara. Trebuia să se vede din punctul meu de vedere cu doamna Bogescu, care, nu? Parcă dumneavoastră se ocupă de resurse umane la dumneavoastră. Domnii consilieri poate au cunoștință despre zona respectivă, despre instituția respectivă și poate doresc mai multe informații. Eu știu că este scris în raport, dar m-am uitat, cel puțin la două dintre ele, deja la treilea am renunțat. Să fiu corect, chiar am renunțat. Transformarea unui post. Sunt mai multe, un post de inspector, un post de aceste posturi sunt vacante în momentul acesta? Unele sunt vacante și vor fi transformate pentru acest salariat. Unele sunt ocupate deja, la fel și în această perioadă au fost concursul de promovare și dintre salariat au promovat. Alții le transformă efectiv în funcție de evoluția situației. A constatat că nu mai e nevoie de institutul de educație și trebuie institutul de ergoterapie. E permanentă schimbare, că n-am zis să facem. În funcție de necesități. Să fie o perioadă lungă de transformări ale instituției, fiind așa, la rândul nostru, deschizăm centrele de copii și o să începem după aceea cu cele de admis, sau poate chiar în paralel, că trebuie să le deschizăm și partea, să rămână centre de maxim 50 corect. Și partea foarte mare. Cum spune legislația europeană. Deci o să fie o perioadă foarte grea și o să căutăm și noi plăcite de soluții, având în vedere că nu avem acces la foarte multe finanțări și ne descurcăm cu ce avem.